Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Cea de-a șaptea ediție a Congresului Mondial de Oxigen Ozonoterapie s-a desfășurat anul acesta la București. Participanții din 27 de state ale lumii, 17 speakeri, cu toții au prezentat ultimele rezultate din domeniul cercetărilor făcute, având ca idee principală beneficiile oxigen-ozonoterapiei în chirurgie, în recuperare, de ce nu chiar și în cazul sechelelor post-COVID. I-am invitat astăzi la tableta de sănătate pentru a discuta despre beneficiile acestei terapii pe domnul dr. Gabriel Mogoș, medic primar chirurgie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Și pe domnul dr. Mircea Dorobanțu, medic primar, ortopedie, traumatologie. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Dumneavoastră, domnule dr. Gabriel Mogoș, sunteți și vicepreședintele Societății Științifice Române de Oxigen-Ozonoterapie și înainte de a discuta despre această a șaptea ediție a Congresului Mondial, care s-a desfășurat, cum spuneam, la București, o să vă invit să ne spuneți pe scurt care sunt beneficiile ozonoterapiei, ce este de fapt ozonoterapia și cum ne influențează ozonul existența noastră de fiecare zi. Sigur, mulțumesc pentru întrebare. Tot timpul încerc să le lămuresc atât pacienții, cât și telespectatorii, cât și toți curioșii despre această terapie, care deja nu mai este o terapie nouă, adică în România se face de aproximativ 16-17 ani și cam tot de atâta timp o fac și eu în Craiova și a devenit cunoscută. Totuși, este o terapie la care, din punctul meu de vedere, prea puțin pacienți au această informație și au acces la ea. Este bine să lămurim de fiecare dată faptul că este o terapie modernă care se bazează pe proprietățile unui amestec de gaz, adică oxigen-ozon. Trebuie să știe toți pacienții că în acest amestec predomină oxigenul, adică 95-97% și doar 3-5% discutăm de ozon. Da? Deci este corect spus un amestec de oxigen-ozon. Prin proprietățile acestor gaze, noi determinăm în organismul uman, sub diverse forme de administrare, adică local, injectabil, subcutanat, intramuscular, intraarticular sau sistemic, prin transfuzii de sânge, adică recoltăm o cantitate de sânge, o ozonăm și pacientul o primește înapoi. Vom vorbi în detaliu despre toate aceste tehnici. Sigur, în cadrul emisiunii determinăm anumite efecte și reglări metabolice tocmai prin proprietățile amestecului oxigen-ozon. Dar predomină, cum vă spuneam, oxigenul. Și eu o să vă lămuresc și de ce. O să discutăm toate acestea înainte de a ne reîntoarce la congres. Să le spunem celor care ne văd. Dumneavoastră a spus că nu este o tehnică nouă, nu mai este o tehnică nouă, că pe la începutul anului 1900 au fost identificate aproximativ 100 de boli care puteau fi tratate prin ozonoterapie, iar în primul război mondial s-a demonstrat calitatea ozonului de dezinfectant a plăgilor și a rănilor. Amândoi ați participat la congres. Dumneavoastră nu ați fost numai participant, ați fost și speaker. Și organizator. Și organizator. Care au fost noutățile? Ce a fost cel mai interesant, dacă se poate scoate așa ceva din context? Din punctul meu de vedere, totul a fost nou și a fost în premieră. Este onorant pentru România, este onorant pentru mine să susținem un eveniment de un asemenea calibru. Cum am fost onorat în China când România a fost desemnată prin persoana domnului dr. Ștefan Tiron să preia conducerea Forului Mondial. Din acest punct de vedere, noi am fost obligați, între ghilimele, să susținem un congres mondial și ne-am angajat la acest lucru în România. Trebuia să-l ținem în urmă cu 4 ani, adică după 2 ani de deținerea președinției, trebuie să organizeze acest congres, însă în contextul perioadei COVID nu s-a putut organiza acest lucru. De altfel, am avut mare emoție, asta vă spun din culise, ca și unul dintre organizatorii direct implicați, am avut mare emoție și cu susținerea anul ăsta
al Congresului, pentru că deja erau angajate niște plăți, deja nu mai puteam să amânăm și ghinionul nostru a fost că exact înaintea Congresului, o lună de zile, cred, a început războiul. Și am fi avut mult mai mulți participanți dacă nu ar fi fost această tragedie context. A războiului din Ucraina, pentru că foarte mulți, de exemplu, din Asia, din America, fie nu puteau să vină, fie mulți puteau, dar de frică, ținând cont de conjunctura țării noastre și cât de aproape era de zona de, este de zona de război, le-a fost frică să vină. Dar chiar și așa, Congresul a fost un congres cu care ne lăudăm, pentru că am fost la înălțime. Am venit cu lucrări interesante, atât eu cât și colegii mei. Au fost lucrări de mare anvergură din toată lumea, prezentate de mari profesori oameni din toate specialitățile. Oameni de știință, clinicieni, oameni cu o vastă experiență în domeniu. Care au prezentat experiența lor din ultimii ani, rezultatele în contextul pandemiei, cum au luptat cu virusul multe alte patologii. Discutăm inclusiv din legate de stomatologie și de medicină veterinară. Da, chiar am văzut că au fost prezentări și din aceste domenii de stomatologie și medicină veterinară. Care au fost noutățile? V-am spus, fiind un domeniu atât de vast. V-am spus de la faptul că România în premieră a condus forumul mondial. Apoi am reușit în premieră să organizăm primul congres. Eu mă gândeam la prezentări, la subiectele de discuție. Am înțeles. Pe lângă aceste aspecte importante, atât pentru noi ca și societate, cât și ca țară, au fost foarte multe lucruri noi legate de herniile de disc. Au fost foarte multe aspecte legate de COVID-19. De asemenea, în neoplasme, au fost lucrări foarte interesante, s-au discutat și dozele, adică sunt medici din Germania care promovează creșterea concentrației de ozon, lucru care noi, să fiu sincer, la nivelul societății nu l-am îmbrățișat, pentru că considerăm că cu cât suntem mai prudenți și cu cât folosim protocoalele actuale și prudenți în dozajul oxigen-ozonului, cu atât putem să obținem rezultate și bune și în siguranță. Siguranță, cred că este cuvântul cel mai important din ceea ce am văzut eu în domeniul medical. Domnule doctor, cum vi s-a părut dumneavoastră ca participant acest congres? Pentru mine a fost o experiență inedită. În general, participam la congresele în specialitate. Prietenia care ne leagă și colaborarea care a urmat m-a îndemnat, la îndemnul dânsului, am venit la congres și pot să, repetând, a fost un eveniment deosebit. Am realizat amploarea și beneficiile acestei terapii. Altfel eram informat, fără ca și chirurg, ortoped. Deci fără discuții. Fiind și ortopezi participanți cu experiență proprie, am văzut rezultate din întreaga lume. Până acum, mijloacele de informare mă limitau oarecum și știți, în general, chirurgii, cei cu medicina tradițională au o reticență față de nou, pentru că atunci când a început era ceva nou. Am zâmbit crezând că iar o terapie adjuvantă. Nu, rezultatele, și acum le am și o experiență personală, sunt peste așteptări și cu o paletă foarte largă de afecțiuni. Eu sunt limitat la afecțiunii ortopedice, dar... Care și ele sunt foarte multe, iar domeniul ortopediei este foarte vast. Reumatologie,
știți cum strică viața, nu ți-o ia, dar îți creează un disconfort. Mi-aduc aminte la un moment dat, făcusem eu o bursită foarte urâtă după un sezon de plantare copaci într-o primăvară, am venit la dumneavoastră ca medic ortoped, v-ați uitat la cotul meu, ați văzut cât era de umflat, ați văzut cât de tare mă durea și a fost momentul în care eu l-am cunoscut pe domnul doctor Mogoș, pentru că mi-a spus, uite, astea sunt cremele cu care te dai ca să-ți treacă durerea, dar dacă vrei să te vindeci mai repede, eu îți propun câteva ședințe de oxigen ozonoterapie. Eu v-am întrebat, doare? Mi-ați spus, merită durerea aceea pe moment și când o să vezi că de repede o să-ți treacă durerea de cot, și așa a fost. Și acum vine întrebarea, recomandați și altor pacienți care vin la dumneavoastră să recurgă și la oxigenozonoterapie? Să știți că uneori înlocuiește terapia chirurgicală. Este o terapie non-chirurgicală. Ei, am constatat că de multe ori, inițiind prin ozonoterapie benefică, fără reacții adverse notabile, fără conjunctură imunologică, practic anodină în mâna unui specialist, am constatat că de multe ori nu a mai fost cazul intervenției chirurgicale. Post-chirurgical, de asemenea, rezultate foarte bune. Oarecum s-a simplificat acum, datorită societății și protocolelor pe care noi le urmăm, oarecum standardizat. Nu avem riscul unor inițiative proprii cu surprize neplăcute. Dozajele sunt foarte clare la noi, riscul de a greși dozajul e practic inexistent, că e în softul aparatului dozarea. Manopera în sine, cel puțin în mâna unui chirurg, nu este deosebită, glumind un pic, că tot secretul e știința mea. Chiar dacă pare ceva simplu, e să știi când, unde și în ce fel și cât de largă să fie paleta. Și bineînțeles, uneori ai și surpriza, tratând o boală, să constați că ai rezultate bune și la afecțiuni asociate. Gama este foarte largă, de la alopecii, terapia părului, așa, până la neoplasme și COVID. Și o să discutăm despre fiecare în parte și pentru că spuneați dumneavoastră că se văd rezultatele și înainte de operație și post-operator și uneori poate chiar nu mai este cazul operației. Doamna doctor Gabriel Mogoș, ce face de fapt ozonul ajuns odată în corpul nostru în zona cu probleme? Până la urmă, eu am pornit de la faptul că pot să folosesc această terapie în meseria mea, adică în chirurgia generală, cum și domnul doctor folosește în ortopedie. Și cred că, până la urmă, ăsta este scopul nostru, să atragem colegi din alte specialități, să vadă calitățile acestui tratament și să se ajute până la urmă, pentru că este în beneficiu atât al meu, al medicului și al chirurgului, cât mai ales al pacientului. De ce? Pentru că pot să-l folosesc și pre-intra- sau post-operator. Sunt cazuri, cum spunea și domnul doctor, în care poți să scapi pacientul de actul chirurgical. Sau, cum am avut și o să vă povestesc imediat, cazul unui pacient operat de hernie de disc, care a recidivat și care a refuzat să se mai opereze. Și o să vă detaliez mai târziu acest caz, că este interesant ca și... Dacă te gândești că la hernie de disc s-a deplasat ceva acolo, a pleznit, cu ce face ozonul? Că nu lipește și nu pune la loc. Vorbim atunci. Da. Dar e un caz interesant și pentru mine ca medic și pentru pacient și finalul, cum s-a rezolvat sau ce s-a întâmplat la finalul tratamentului. Acum să mai spunem un lucru, dacă tot vorbim despre hernie de disc și despre partea aceasta, că dumneavoastră, dincolo de faptul că sunteți chirurg, medic primar, chirurgie, șef de lucrări la UMF Craiova, sunteți și medicul echipei naționale de basket masculin, adică știți și cu sportul cum este când ți se deplasează o vertebră sau ceva în regulă pe acolo. Da, asta a fost un avantaj al meu, pentru că în primul rând mi-a plăcut, am iubit sportul și am jucat basket de performanță în liceu. Apoi a fost
o onoare pentru mine când mi s-a propus să fiu medicul echipei naționale de basket, pentru că deja aveam o experiență ca medic, pentru că în clinică lucrez și cu foarte mulți sportivi din toate domeniile sportive. Și atunci am fost onorat să mi se propun acest lucru, cu atât mai mult că basketul este și va rămâne iubirea mea din tinerețe ca și sport. Și revenim la iubirea actuală, oxigenozonoterapia. Ce face ozonul odată ajuns în corpul nostru? Oxigen, în primul rând, este un puternic antiinflamator și antialgic. Asta deranjează în primul și în primul rând pacientul. Pacientul vine când îl doare sau când are o inflamație sau când are o colecție sau când nu mai poate să meargă sau când își simte diverse zone amorțite sau când diverse articulații nu mai sunt funcționale. Și atunci pacientul se prezintă la medic. Prin faptul că noi administrăm local oxigen ozon, în primul și în primul rând avem efectul antiinflamator, antialgic și care crește aproape instantaneu după injectare și după administrarea locală mobilitatea. Adică pacientul îți vine cu o articulație blocată sau cu torticolis sau cu o durere foarte mare într-o zonă și nu poate să miște membru, imediat după prima ședință, chiar până pleacă din clinică, observă această creștere a mobilității locale și scade inflamația și durerea. Până la urmă, de ce este bun și îl folosim în toate specialitățile? Pentru că pornim de la un principiu de bază, că orice boală, da, orice suferință are la bază, printre altele, o lipsă de oxigen la nivel local. Că discutăm de creier, că discutăm de organe interne, că discutăm de oase sau de mușchi. La fel cum este și în COVID, da? Eram privați de oxigen, trebuia să ni se administreze oxigen ca să putem să respirăm sau ca să putem să producem reparația și să combatem inflamația determinată de virus sau de cascada citochinică. Da? Acum poate mulți se întreabă, bun, dar dacă e oxigen, de ce nu îi dai oxigen și îi dai oxigen cu puțin ozon? Că aici trebuie să lămurim care este secretul acestei terapii. Și să lămurim pacienții, pentru că mulți știu, au venit și mi-au spus, da, domnul doctor, am citit pe Wikipedia că ozonul este toxic. Da, pentru că noi nu folosim ozon. Noi folosim un amestec de oxigen-ozon. Ozonul ca atare și în concentrații mari este toxic pentru respirație, dar acest amestec 95-97% oxigen și restul ozon este benefic dacă îl administrăm. Ce face? Această cantitate mică de ozon flexibilizează mult mai mult molecula de oxigen și atunci transportul ei și locurile unde poate pătrunde oxigenul flexibilizat de acest ozon ne facilitează nouă transportul în locuri unde singură molecula de oxigen nu ar putea să ajungă. Și practic poate să fie hrănit cu oxigen fiecare cotlon al corpului nostru. Plus că fluidizează sângele. Deci ăsta este marele secret. Că așa spui, domnule, dar ce te mai încurci cu ozonul? De ce nu facem decât oxigenoterapie și am terminat bâlciul? Pentru că oxigenul este cel mai de preț medicament pe care omenirea îl are. Noi fără oxigen nu am putea să trăim, implicit celula, țesuturile și tot ce înseamnă ființă umană. Și acum, la gradul de poluare la care am ajuns, chiar este la super, super preț aerul curat și oxigenul, pentru că s-a demonstrat științific că poluarea, deși nu se vede la prima vedere, ucide, este pe locul întâi. Am și discutat de particulele care sunt în aer și otrăvitoare pur și simplu. Și până la urmă, ca să intrăm așa puțin în detaliu, până la urmă asta face. Ne ajută la o oxigenare. Iar oxigenarea facilă la nivel celular ne reglează și combatem celelalte simptome pe care diversele afecțiuni ni le generează nouă în organism. Acum, putem să avem, prin faptul că nu dormim, prin faptul că respirăm, cum ați spus dumneavoastră, tot felul de noxe, da? Prin faptul că mâncăm ce mâncăm, bem ce bem, tot acest stil, așa zis, modern
de fapt este în detrimentul nostru tot ce se întâmplă, ne duce la scăderea aportului corect de oxigen la nivel celular. Dacă această scădere este de 5-10%, atunci ne vom simți obosiți, ne vom simți agitați, nu putem să ne odihnim, avem dureri de cap, dar ne ducem la medic și vedem că toate analizele sunt în regulă. Și cu toate astea nu găsim un substrat. De ce? Pentru că substanțele toxice rămân foarte puțin în sânge și restul ele se fixează în țesut. Dacă acest aport este crescut, dacă este privată de până la 40-50% celula de oxigen, atunci ea se poate maligniza și atunci discutăm de cancerelor. De apariția cancerelor. Și atunci aici trebuie să avem noi grijă, pentru că nu ca în orice tratament este mult mai corect și mult mai bine să combați și să previi decât să tratezi. Noi prin această administrare de oxigen-ozon corectăm la nivel celular oxigen, concentrația de oxigen. Vorbați noastră despre aplicațiile locale în articulație și momentul în care ne doare, dar mai există o procedură extrem de interesantă, aceea autohemo, mică și mare, când practic întregul organism se poate bucura de oxigenozonoterapie. Când spuneam de corectare la nivel celular, discutam strict de metodele sistemice, adică în sânge. Cele locale determină acel răspuns antiinflamator antialgic strict acolo, local. Strict local. Da? De asta, din acest motiv, dacă avem o gonartroză, o coxartroză, o întindere, o ruptură musculară, o fractură, da? Postoperator, se administrează ozonul tocmai pentru a combate sindromul algic și inflamația. Corectarea metabolică se face doar printr-o metodă sistemică, și vorbim aici de autohemotransfuzia mare, sau de insuflația intrarectală. Cei care nu au vene sau cei care au hipertensiune oscilantă, care sunt foarte fragili sau care au fobie de aceea, atunci putem să administrăm intrarectal. Este un efect similar, nu putem să punem egal între insuflația intrarectală și autohemotransfuzia mare, dar este o metodă sistemică, o parte din acel ozon se absorbe și ajunge tot în sânge. Haideți să povestim puțin despre cum decurge autohemo. Autohemotransfuzia mare presupune ca pacientul să fie mai întâi examinat de medic, să se facă o anamneză minuțioasă, să facă un minim set de analize. Înainte. Se monitorizează tensiunea arterială, puls și oximetria. Dacă totul este în regulă și este stabil pacientul, se întinde pe pat, se montează o flexură sau un cateter venos. Există un kit de unică folosință care se folosește, fie nemțesc, fie de origine italiană, care are o cantitate mică de citrat preîmbuteliat, care împiedică pe perioada manipulării coagularea sângelui, se recoltează o cantitate de 100, 150, 200, 250 de mililitri în funcție de flacon și de tipul de aparat pe care îl folosim, de ce posibilități și performanță ne poate da aparatura și îl ozonăm și imediat îl retransfuzăm pacientului. Cam cât durează o astfel de procedură? În general, ca să faci lucrurile așa cum trebuie, o jumătate de oră, maxim 40 de minute. Mă gândeam cât am putea aloca pentru sănătatea noastră. Nu este foarte mult timp să spui, nu am timp să mă duc să-mi caut de sănătate. Putem face aceste proceduri și dacă nu suntem bolnavi, dacă ne simțim ok? Asta vreau să vă spun. Este recomandat odată pe an, nu știu, să vii să faci 2, 3, 5... Sunt foarte mulți pacienți pe care eu îi am și care de fiecare dată revin cu vecini, cu membrii familiei, care fac profilactic de 2 ori pe an, 2 cure, minim 10-12, da, minim 10-12 ședințe, maxim 15, 2 ședințe pe săptămână și care, cum vă spuneam, fac
pur și simplu anti-aging sau fac profilactic. Nu trebuie să suferie, cum vă spuneam, mult mai bine să previi decât să aștepți să te îmbolnăvești și să faci atunci orice fel de tratament, nu doar tratamentul cu ozon e valabil. Poate fi aplicată această terapie, pentru că se tot vorbește și este perioada anului în alergii, pentru că tot vorbim despre alergia la ambrozie și da, eu de fiecare dată informez și prin pagina de Facebook și prin pagina personală care o am la clinică despre aceste alergii. Am foarte mulți pacienți care de la an la an au văzut că și-au îmbunătățit foarte mult sănătatea prin ajutorul tratamentului cu ozon și trec mult mai ușor, aproape că nici nu mai simt, peste perioada ambroziei. Prin autohemo? Prin autohemo mare și mică. Autohemoterapia mică este practic un autovaccin. De ce îi spune mică? Pentru că este o cantitate de sânge mult mai mică pe care o luăm comparativ cu autohemotransfuzia mare. Discutăm de 5 ml de sânge care se combină cu ozonul, se agită foarte bine, în acest caz se distrug elementele figurate ale sângelui și se administrează intramuscular, adică acționează ca un autovaccin. Toate problemele pe care noi le avem în sânge este, dacă vreți, un vaccin și se face profund muscular în funduleț. Da, da. Este particularizat pe fiecare pacient, pentru că noi distrugem prin ozonare problemele pe care noi le avem legate de bacterii, de virusuri în sânge și determinăm organismul din aproape în aproape să producă anticorpi pe problemele pe care noi le avem. Adică nu numai alergii, dacă avem și viroze, dacă avem și fungi, bacterii, toate acestea pot fi... Este și una dintre metodele de imunostimulare a organismului. Adică, de exemplu, acum în patologia chirurgicală, ca asta vă spuneam, ajut foarte mult cu treaba asta. Sunt pacienți care vin în perioada căldurii, nu ne hidratăm cum trebuie, oboseală, stres, poate munci. Mi se prăbușește imunitatea. Nu mai vorbesc de pacienți în vârstă cu patologii asociate, cu neoplasme, cu diabet, care sunt imunodeprimați. Spun chiar și de tineri. Și atunci cresc foarte mult în zonele în care noi transpirăm foarte mult colecțiile. Și foarte mult mă ajude ozon, pentru că dacă le prind în perioada incipientă, când n-a ajuns la forma de colecție, să colecteze, injectez ozonul, deci când e doar o inflamație, văd că începe să mi se contureze un viitor absces, de exemplu, am injectat ozonul, îl mai chem câteva ședințe și atunci scap pacientul și de o cură de antibiotice, scap pacientul și de o incizie și un drenaj local și de o evacuare, ceea ce este foarte important. Sau, dacă mi-a venit deja cu un flegmon, cu un absces, l-am drenat, l-am meșat și continui paralezional să fac să injectez ozonul, care, cum vă spuneam, mă ajută să vindec mult mai repede rana și să o sterilizez. Pentru că toți suntem la capitolul AC, vă propun să vedem și altă terapie bazată pe aceste, vorba de dry needling, după care mă uit la domnul dr. Mircea Dorobanțu, pentru că știu că există o terapie extraordinară care poate ajuta pe cei care au probleme cu genunchii, cu articulația genunchiului, să scape de dureri și de inflamație și cred că vom vorbi atunci despre tehnica PRP. Haideți să vedem cum funcționează alte ace. Ceea ce vedeți aici este o trusă de dry needling. Mărturisesc că după prima ședință m-am îndrăgostit de ace, deși până atunci eram speriată de așa ceva. O să ne explice ce este dry needling-ul domnul Adrian Dumitrache, kinetoterapeut. Bine te-am găsit, Adi. Ce sunt aceste ace și ce se poate face cu ele? Mă bucur în primul rând că sunteți iarăși la noi și azi vorbim despre dry needling, cum bine ai spus. Este o tehnică pe care o folosim noi în fizioterapie. Acest curs de dry needling eu l-am făcut în urmă cu 9 ani la Londra. Este, să zic așa, pe partea de fizioterapie,
singura terapie invazivă. Și ca să nu complicăm lucrurile, trebuie să vorbim că, să spunem că este vorba de niște ace de acupunctură, dar foarte mulți pacienți mă întreabă care e diferența și o să vorbesc și de treaba asta. Niște ace de acupunctură pe care noi le inserăm în punctele acelea pe care le simțiți tensionate și noi le numim puncte trigger. Sunt niște puncte unde se acumulează tensiune din posturi pe care le avem pe parcursul zilei și iar cu această stimulare care, repet, este invazivă, imediat subcutanată, dar fără durere, foarte mulți au tendința de a face comparație între înțepătura pe care o simți la injecție și înțepătura pe care o faci cu acest tac. Trebuie să știți că durerea vine de la grosimea acului, iar acest act de dry needling este de 8 ori mai subțire decât un act de seringă. Astfel încât puteți compara cu o înțepătură de țânțar, cam în felul ăsta se simte, uneori pacienții nici nu simt, iar beneficiile, partea bună e că sunt imediate. Și ca beneficii vedem clar detensionare imediată, vascularizarea zonei și creșterea mobilității pe țesutul pe care îl lucrăm. Felul în care se lucrează, ca în orice tip de terapie manuală, că totuși vorbim de o zonă de terapie manuală, terapeutul care este specializat în această tehnică își face o hartă cu puncte de tensiune, iar urmărind acea hartă, aplică acele pe care le menține un timp dat. Ca să explic eu pe limba celor ca mine și explic din perspectiva unui pacient care a venit cu o durere infernală de cap și după ce a fost palpat capul, ca să spun așa, au fost stabilite acele puncte trigger în care, în momentul în care eram apăsată, simțeam o durere comparativă cu durerea de cap și după câteva minute, după ce acele ace au fost aplicate, durerea mea de cap a dispărut. Deci cam asta se întâmplă într-o ședință de dry needling. Care este diferența între dry needling și acupunctură? Pentru că ne promiteai că o să ne o explici. Da. Noi mergem, cum am zis, pe puncte trigger, pe când acupunctura fiind partea medicinei tradițional asiatice în general, merge pe meridiane, adică sunt altfel de dispunere a celor și să spun așa, e mult mai complexă. Partea de dry needling se adresează strict aparatului musculoscheletal, deci noi nu punem în organe sau în extremități, noi mergem strict pe mușchii care sunt, care ne fac probleme și, cum bine ai zis tu, în urma unei evaluări pe care o face specialistul, terapeutul, observând care sunt structurile musculare în disfuncție, aplicăm aceste ace, menținem sau alegem să facem o tehnică activă. Există și varianta în care cu acul respectiv face anumite mișcări și toți ar avea tendința să spună că e dureros, dar pacientul nu simte absolut nimic. Și activând musculatura, practic vascularizezi și mai mult și ai un beneficiu mai mare. Am spus că acelea sunt foarte subțiri, ia să le și arătăm. Da. Aici avem niște ace de 25. Da. Le folosim noi pe zona superioară, pe trapez în special și pe musculatura spatelui. Sunt, bineînțeles că sunt sterile, da? Sunt ace de unică folosință care pe odată ce le-am deschis, o să observăm că riscul de accidentare sau de, nu știu, manevrare greșită este mic, pentru că acum vine cu un tub de ghidaj. Acest tub de ghidaj te ajută pe tine ca terapeut, unul, să nu expui acul pentru a nu infecta zona, să zic așa, și doi, foarte important, ai timp să palpezi zona pe care vrei să o lucrezi, să zicem că ar fi masa. Se găsește exact punctul? Exact, găsim punctul, okay. Da? Sunt aici, e ok că fac pe masă întâi și am scos acest... E un căpăcel, da? E un căpăcel, iar acul acum este liber. După ce scot căpăcelul, pur și simplu apăs, iar în momentul ăsta acul a rămas inserat imediat subcutanat. Iar din poziția asta te poți juca și poți simți punctul
pe care îl vrei să-l stimulezi și vei simți și densitatea țesutului. Și de aici începe practic tehnica. După ce ai făcut partea asta manual activă, vei lăsa un pic acu și vei observa o vascularizare în jurul lui, după care se îndepărtează fără durere și se aruncă, bineînțeles, la cutia special pentru îndepărtarea acelea. Trecem de la acele de dry needling la oxigen ozonoterapie și la terapia PRP. Domnule doctor Mircea Dorobanțu, când poate fi aceasta folosită și în ce situații, pentru ce afecțiuni? Inițial am văzut-o ca o terapie complementară ozonoterapiei, ele putând fi foarte bine îmbinate. Vorbeam de proprietățile oxigenului, ozonului. De această dată, fenomene oarecum similare putem găsi din resursa proprie a organismului. PRP, acronim plasmă îmbogățită cu trombocite. În sângele integral sunt elementele figurate, hematii, limpocite, mai puțin care nu ne interesează, este plasma, partea apoasă, între ghilimele, a sângelui și trombocitele. Trombocitele, chiar și pentru medici, când zici trombocite, te gândești la coagulare. E, trombocitul are foarte multe alte acțiuni. Trombocitul este o celulă, unii o contestă, care provine de fapt dintr-o celulă mai mare, megacariocitul, care se fragmentează, ajunge, nu are nucleu, rol esențial într-o anumită cascadă a coagulării, deci cât de repede se face hemostaza. Fapt știut de toată lumea. E, trombocitul acționează și în alte aspecte locale. Odată, are o serie de factori, numiți factori de creștere. Sunt vreo 3, 4, unii spun că 5. Acești factori de creștere modifică țesuturile unde ajung. De fapt, accelerează un proces biologic normal de vindecare, de reparare. Este și regenerare? Da, da. Noi concentrăm, să zicem, până parcă pe la 1 milion de trombocite în doza administrată, ajungem și cum se recoltează, care pe lângă acțiunea directă are și este și un factor chemotactic, adică cheamă din periferie, din organism, celulele implicate în procesul de vindecare. Le dă adunarea tuturor să vină să facă exact treabă și să vindece. Odată efectul antiinflamator asemănător ozonului sau oxigenul ozonul. Apropo că spuneați de aerul curat, nu pot să nu amintesc, ozon vine de la grecescul care înseamnă aer curat, deci ozon. Bun, efect antiinflamator, antialgic, care sunt relativ spectaculoase, că de multe ori, la început eram tentat, dar nu asociez eu și un pic de anestezic, așa, pentru confortul pacientului și pentru psihicul meu. Nu e nevoie, chiar neașteptat. Se poate administra intraarticular, periarticular, peritendinos, periligamentar, nu ligament. Deci, în jur, cu efecte spectaculoase și neașteptate. Și ce este cel mai important, cum vorbeam noi de multe ori, lucrându-se cu materialul clientului, nu există o reacție adversă a organismului esențial de respingere. Nu e. De fapt, nici nu ajunge în contact cu exteriorul, ca și la autohemo. Deci sângele recoltat, nu are contact cu exteriorul, nu este risc de contaminare, se recoltează, se centrifughează, se separă cheagul între elementele figurate și rămâne plasma și concentrația mare de trombocite, care se administrează local. Poate fi administrat subcutanat, să zicem, unde? În beauty. Da,
Ca să scăpăm de... Asta e marele avantaj, fiind un material 100% localizate. Fiind un material 100% biologic, poți să-l administrezi practic oriunde, fără riscuri. Explicându-ne, domnul doctor, ce face practic, adunând, chemând... Tot să da, eu le explic în special doamnelor, domnișoarelor, dar din ce în ce mai mult și domnii apelează la această terapie, pentru că este o terapie care nu are efectul imediat, cum îl vedem în cazul acidului hialuronic sau toxinei botulinice, însă este un efect natural și le spun să aibă răbdare că poate după 3-4 ședințe vezi un efect mai clar. Deși luminozitatea feței, partea de cearcăne, chiar și după prima ședință luminează fața, însă efectul, chiar dacă îl vedem după câteva ședințe, este un efect natural, nu este un efect așa care te frapează și de multe ori vulgar atunci când exagerăm cu injectarea de toxină sau de acid hialuronic. Păi așa se și spune că o intervenție estetică reușită este aceea care nu se vede. Adică dacă privitorul nu își dă seama că ți-ai făcut ceva la nivelul ochilor, buzelor, nasului, dar chipul tău este, da, eu este frumos. Am pledat tot timpul pentru acest aspect, pentru că absolut tot ce iese din natural, mie personal nu-mi place. Adică vrem să avem dinți albi, vrem să avem niște dinți perfecți. Da, lasă să fie cât mai naturali. Adică nu poți să ai niște dinți cariați, galbeni și peste noapte să apar cu niște dinți care strălucesc în soare, te orbesc, care n-au nicio treabă cu culoarea naturală. Nu poți să ai o vârstă, să fii foarte ridată, să apar peste noapte cu pielea întinsă, că ți explodează, parcă te-a mușcat viespea de față, pentru că iar e frapant. Lucrând din aproape în aproape și fiind un efect cât mai aproape de natural și de firesc, eu cred că este și mult mai plăcut vederii și cred că ești mult mai apreciat de cei din jur să vadă un astfel de efect. Nu vreau să ne apropiem prea mult de finalul emisiunii și să nu mai avem timp să discutăm despre o paralelă, pentru că după ce am difuzat insertul cu capsula de ozon, am primit foarte multe întrebări dacă este vorba despre terapia hiperbară și le-am spus că nu, dar când o să v-am invitat, o să spunem ce este și ce nu este una respectiv cealaltă. Da, s-a făcut foarte mult referire la terapia hiperbară și încă lumea confundă foarte mult ce înseamnă oxigenozonoterapia și terapia hiperbară și în special, din păcate, acest lucru s-a întâmplat de când cu nenorocirea care și cu decesul interpretului de muzică populară. Am fost sunat de parte din televiziunile din România și mă întrebau, pentru că foarte mulți au făcut confuzia și chiar au difuzat pe posturi și în presă faptul că interpretul ar fi făcut o oxigenozonoterapie, exact. Ceea ce era un lucru fals, mai ales că clinica unde dânsul a fost nu făcea tot felul de terapii, dar nu practica oxigenozonoterapia. Asta un aspect care este foarte important de lămurit. Un alt aspect, diferența dintre cele două terapii, adică oxigenozonoterapia și cu oxigenul hiperbar, acum vă spun și din privința și din perspectiva unui medic care și-a luat competența și în oxigen hiperbar. Acum câteva luni am avut examenul la București și mă bucur mult că l-am promovat și am această competență, deci pot să vorbesc mult mai avizat și să fac o comparație clară între cele două terapii. În afară de faptul că se bazează pe proprietățile oxigenului, sunt două terapii total diferite. Adică discutăm de oxigenozonoterapia, care presupune administrarea oxigenului fără să discutăm de anumite presiuni în organism, și aici am amintit administrarea locală, topică și sistemică, iar oxigenul hiperbar presupune o tehnologie care
cuprinde o capsulă și cu un sistem de ventilație, cu un sistem de monitorizare, cu o stație de oxigen, unde pacienții sunt introduși, unde acea... Da, cu totul, deci stau efectiv ca într-o cameră, de asta se numește cameră hiperbară, pentru că ai scaune, ai mască de oxigen și unde se creează o presiune importantă în toată acea încăpere. Pe când treaba asta la oxigen-ozonoterapie nu se întâmplă. Discutăm de capsula cu oxigen-ozon hipertermic, unde practic intri de la gât în jos. Ia zic că intri așa, ca într-o saună în care te simți bine. Da, intri de la gât în jos, dar unde acolo nu se creează o presiune. Acolo poți să setezi temperatura, poți să setezi programul de electrostimulare și poți să setezi concentrația de oxigen-ozon care ți intră și care, după ce se deschid porii, este bombardat trunchiul și membrele superioare și inferioare. Pe când la oxigenul hiperbar, cum vă spuneam, dacă nu se respectă protocoalele, dacă sunt foarte sensibili pacienții sau nu se evaluează cum trebuie pacienții, atunci se pot întâmpla tot felul de probleme, Doamne ferește, o barotraumă sau alte complicații care le presupune bombardarea organismului cu o presiune de câteva atmosfere. Probabil și afecțiunile pentru care sunt recomandate diferă, adică... Categoric, peste tot diferă. Și analizele care se fac pentru camera hiperbară sunt ceva mai amănunțite decât analizele care se fac înainte de a începe un tratament cu oxigenozonoterapie? Nu sunt niște analize standard, sunt niște analize, să spunem, pe care le de monitorizare, nu știu, un minim necesar pe care îl fac toți pacienții, apoi după evaluarea pacientului în funcție de patologiile asociate, de vârstă, de... Nu știu, dacă este un pacient mai fricos? Nu, dacă este un pacient mai fricos, este care nu tratat... suportă să fie închis într-o încăpere și să se mai gândească și că se mărește foarte mult presiunea? Ori îl evaluezi înainte și nu îl bagi, ori dacă, Doamne ferește, se întâmplă acest lucru în timpul procedurii, tot timpul este un cadru medical care trebuie să intre cu acei pacienți, care încearcă să-l liniștească și să-i spună ce trebuie să facă și să-l încurajeze ca să treacă peste acel episod. Dacă totuși nu se poate și nu se poate, atunci există posibilitatea să-l scoți într-un SAS procesul special. Nu neapărat, îl scoți doar pacientul, uh-huh. Da, treci într-un SAS ca la submarin. Și atunci poți și să-l scoți. Numai într-un caz de urgență majoră, nu știu, Doamne ferește, o urgență imediată, atunci poți să întrerupi toată procedura și să evacuezi pacienții. Dar lucrurile astea se întâmplă extrem de rar și ca la tot ce înseamnă tehnologie medicală, au venit cu îmbunătățiri și cu sisteme și cu protocoale și standarde care oricum sunt respectate de toată lumea. Ne apropiem de final. Promiseseram că vom spune două vorbe și despre tratarea sechelelor post-COVID prin oxigenozonoterapie. Se pot rezolva acestea? Da, am avut și am pacienți în continuare. Sunt foarte mulți din pacienții mei care au făcut tratament cu oxigenozon și care nici până în ziua de astăzi nu au făcut COVID-ul. Sunt pacienți care l-au făcut și care au trecut mult mai ușor, deși aveau patologii asociate și au reușit chiar și spitalizați, fiind chiar și în terapie să treacă. Știți foarte bine că noi am militat și milităm în continuare și am încheiat un acord cu Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă și am încercat să ajutăm pacienții în spitale și inclusiv să căutăm donații prin care să dotăm terapiile intensive cu astfel de aparate. A mers destul de greu pentru că personalul din terapie intensivă, ocupându-se și cu oxigen-ozon, pe lângă toate procedurile multe și extrem de solicitante pe care, mai ales în prima parte, gândiți-vă că acum avem oarecare experiență. Au trecut totuși 2 ani de zile, dar la început eram toți
debusolați, eram toți speriați, eram traumatizați, cu atât mai mult colegii din terapie intensivă, care vedeau cum inclusiv foarte mulți cunoscuți mureau în terapie intensivă. Și din acest punct de vedere nu am putut să avem un feedback clar, pentru că trebuia să, pe lângă tot protocolul care se impunea, trebuia la astfel de pacient să faci zilnic și oxigenozon, adică să scoți sânge și să le introduci, lucru care a fost practic imposibil. Dar care poate fi făcut după... Dar dacă mă iau după statisticile celor, că asta au prezentat și acum la congres, în Italia, în Spania, adică focare importante, în Moldova, a fost profesorul Bodrug care a prezentat rezultatele din Moldova, unde și acolo a fost un focar important, rezultatele sunt remarcabile. Rezultatele sunt remarcabile. Și, cum vă spuneam, înainte de toate, îmbunătățim foarte mult oximetria. O concluzie, 10 secunde. Legată de ozon, de congres sau de... oxigen, ozonoterapie, să mergem să facem cu încredere, nu ni se întâmplă absolut nimic rău decât lucruri fără bune. Fără doar și poate, eu cred că în 15 ani... Măcar dată în viață merită să încercăm. Nu, dar cred că în 15 ani am demonstrat și am convins la rândul meu mulți alți colegi. Am discutat și scopul meu este să vin de fiecare dată cu colegi de alte specialități care s-au convins și care au văzut rezultatele cu ochii lor, cum le-am văzut și eu în chirurgie, cum le-a văzut și domnul doctor în ortopedie, cum am discutat și cu doamna conferențiar Tudorică de patologiile din neurologie, din dermatologie și lista poate să continue. Sunt multe domenii în care poate să fie aplicată această terapie. Este păcat, este o terapie care vine cu efecte adverse infime și extrem de ieftină față de beneficiile pe care ți le aduce. Și... Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine la Tableta de Sănătate. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți.